Șoferul teribilist a ajuns în această după-amiază la parchet cu propunere de arestare preventivă și se pare că ar avea probleme psihice. Între timp, poliția rutieră a anunțat sancțiunile pe care le-a aplicat șoferului, care le-a fugit de sub nas. Livia Grau urne de detalii. Livia, bună seara! Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! 360 de zile fără permis de conducere și o amendă. Cam asta este pedeapsa pe care a primit-o până acum tânărul în vârstă de 22 de ani, care a făcut spectacol aseară în București. Poliția rutieră i-a aplicat cam toate sancțiunile pe care putea să îi le aplice, adică două sancțiuni pentru 60 de zile pentru că a condus pe sens opus, două sancțiuni a câte 30 de zile pentru că a condus agresiv, încă 30 de zile pentru că nu a oprit la semnalul polițiștilor, 30 de zile pentru că nu a respectat culoarea roșie a semaforului și alte 60 de zile pentru că nu le-a acordat prioritate pietonilor atunci când a demarat în trombă și i-a lăsat cu ochii în soare atât pe polițiști cât și pe cei patru jandarmi care încercau să-l oprească. De asemenea, tânărul a mai primit și o amendă în valoare de puțin peste 6.000 de lei. El a fost dus astăzi la parchet, se află în acest moment, este reținut, a fost dus la parchet cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile și, de asemenea, se pare că ar avea probleme psihice, ar suferi de tulburări bipolare. Rămâne de văzut ce decizie vor lua procurorii parchetului. Această decizie va veni abia mâine și vom vedea și ce infracțiuni, de ce infracțiuni va fi acuzat.